Consiliul Județean Călăraș a depus la Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, prin programul operațional regional Axa Prioritară 8, cererea de finanțare pentru dotarea cu aparatură medicală performantă a ambulatorului Spitalului Județean Călăraș. În urma evaluării tehnice și financiare, proiectul a obținut 57 de puncte, intrând astfel în finanțare. Valoarea întregului proiect este de 2,5 milioane de euro iar prin el vor fi dotate următoarele secții și laboratoare. Oncologie, ortopedie, chirurgie plastică, dermatovenerologie, chirurgie endoscopie, obstetrică ginecologie, chirurgie infantilă, oftalmologie, otorinolaringologie, balneofizioterapie, explorări funcționale, cardiologie, pediatrie și nefrologie, laborator analize medicale și laborator de radiologie. Echipamentele medicale incluse în proiect, tomograful oftamic, aparatură digitală pentru mamografii, instalație radiologică, digitală ecografe, ecocardiograful, sunt moderne, performante și vor asigura scăderea timpului de diagnosticare și tratament, precum și prevenția sau depistarea precoce a bolilor.